Elena Bodnar din Lărguța spune că noapte de noapte visează același coșmar pe care l-a trăit pe viu. Când femeia era în a 8-a lună de sarcină, soțul ei, Sergiu, i-a dat foc. A zis că eu am umblat cu nepoții lui. Zic, băi, nu-i drept. Și atunci au luat răzbăvitele și nu l-au turnat în cap. Au luat chingile cele care țineau ușa. Și cum mă băte, m-a apucat de păr și cu capul de prag. Și el a pus duhovca în rozetcă și m-a băgat pe mine cu capul în duhov. La scena asta au fost martori copiii tăi? Da. Femeia a rămas desfigurată, cu fața plină de arsuri. Însă altceva o chinuie mai mult. Elena povestește că la 2 luni după ce soțul a incendiat-o, autoritățile i-au smuls din brațe pe 2 dintre copiii ei. Nu știu nici de 7 luni de zile. Nu știu nici. Autoritățile ți-au luat copiii, de fapt, din cauza soțului. El când se îmbăta, sări la bătaie și la mine și la băiet. Și plus la asta, când m-a luat mine la spital, atunci m-a găsit servită. Tu ai încercat să te plângi la poliție? Chemam poliție și ori îl luau la cantimer și îl țineau 2 ceasuri de vreme și îi dădeau drumul acasă și îi spuneau că duci timp cu femeie ta și mă umblați cu paile în cap. Ori îi puneau o amendă și tot eu o plătem că el dacă știe sub domașa e arest. Femeia arde, bătută, violată psihic și fizic și cum vrei atâți ani de zile și încă contestează Sergiu hotărârea judecății. 5 ani nu-i mult. Și el iese încă și mai decât a intrat. Da, eu recunosc eu când eu luat copii serventari, dar eu acum m-am corectat, m-am dus, m-am contat. Elena, eu totuși, vreau să te întreb acum de copilul tău mai mare. De fiul tău de 16 ani. Din câte știm noi, nici el nu este cu tine, deși el nu a fost luat de autorități. Nu. Unde se află el? El a fugit de acasă. Ei, pe Chișinău a fost sunată de poliție de la Chișinău că să vin să-l iau. El e martor la un compliciu, nu știu, și nu poate să-l... să-i dea întrebări fără un părinte. Că este minor, are doar 16 ani. Și eu m-am pornit și pe urmă am ajuns la cantier. Dar zi-mi, te rog, din ce moment el a fugit de acasă? Când? Când practic el a fugit el de acasă? El a fugit pe 27 noiembrie și eu pe 29 am născut. El a fugit imediat și ți-a dat foc soțul tău? Da. El m-a stâns, a mers cu mine la spital. Și apoi a plecat de acasă. M-a dus la Chișinău pe mine, el a rămas cu Serioja și cu mama acasă. Domnica, când a fugit nepotul dumneavoastră mai mare? Atunci, când spune Elena. Dumneavoastră ce ați făcut? Ca să l-ați căutat? Nu l-am căutat, că știam că o zis că se duce la... de la Capacle, nu la știu. Pleșeri. La Pleșeri. La Pleșeri se duce cu... moșul. Valode, unul cu Radei. Da. Fratele și-a mai zis că l-a înțeleg, el nu v-a întrebat dacă poate să plece de acasă. Că eu că eram și-a la Mitel, eram culcată de seara și... Dar nu v-ați... Nu v-ați întrebat, stai puțin, copilul ăsta are 16 ani, unde pleacă, ce face, cum te găsesc? Eu luat telefonul lui Valode atunci. O vine Valodea a doua de dimineață. Cine este Valodea? Cumnatul meu, fratele lui tatăl și al mai mitel. Și eu luat telefonul. Eu am fost la spital. Fratele cui? Al tatăl. Fratele lui Serghei? Da. Eu eram la spital la Chișinău. Tu știi ce se întâmplă acum cu copilul tău? Eu ne închipui așa, că el a fost cu... Nu că ne închipui, dar asta știu destul de ghinic, că el a fost cu căprile la vecină. În ziua așa, cu rândul. Și când a venit, seara, s-a pus la masă și mâncau și serveau câte un pahar gen. Eu îi spun la vecină, Farodică, zic lui, nu-i da de băut, că el nu-i copchel de băut, gen, cu voi, cot la cot. Zic, i-ai dat o gură. De ce ai spus vecinii, dar nu i-ai spus copilului tău să nu bea? Păi să se scoale de la masă și să meargă acasă. Lui, i-am spus și ei. Că el nu bie, el șeci să uit la televizor, zic că Rodică, zic că... Elena, am înțeles. Deci din 27 noiembrie, tu nu ți-ai văzut fiul cel mai mare. Nu. Și nici nu știu unde. Și nici nu știi unde. Nu mai... Câte luni de zile sunt? Cât m-a sunat poliție
cât mosnaș, mi-au spus că să vin la Chișinău să-l iau. Sunt mai mult de 9 luni de zile de când, da, de când copilul tău a dispărut. Să fac, da, ceva aici, cred că. Tu l-ai căutat? Nu l-am căutat, că nu prea, nu că nu prea, dar chiar nu știu Chișinău. Eu știu, da, numai până la stai gară. Puțin. A dispărut copilul de acasă. Tu ce faci în primul rând o mamă sau un, dar părinte? Dar ce puteam să fac dacă eu eram la dar spital? Dar mergi la poliție. Eu eram la spital. Să suni la poliție. Am spus la poliție că a fugit. Am spus la poliție. Poliție știe. Tu, că... tu te gândești că... Eu când am spus la poliție se la cantimer că... Zic, și s-aude de Alen, zic, unde, dar m-a sunat primarul și ne-a spus că Elean ține telefon lângă tine ca să suni la poliție, să-ți pui unde să te duci să le iei pe Alen. Mă trecut o zi, două, trei, patru, săptămâna, nu mă mai sun. Sun eu, zic, și s-aude de Alen, zic, eu sunt mama lui, și s-aude de Alen. Dar tu ai încercat să-l cauți tu? De unde să... Asta... După tu mă întrebi mine de Alen, eu pe tine trebuie să te întreb de Alen. Zic, dar până s-a spus că l-ați găsit, că vă duceți să-l aduceți la Chișinău. Zic, unde l-ați găsit? Nu știu, nu știm nică. Zic, dați-ne un număr de telefon, nu știu. Dați-ne ceva, adresă, nu știu. Dar de unde să mă aduc eu să-l iau pe Alen? El avea un număr de telefon. Un telefon avea copilul tău? Așa mi s-a spus că avea, dar eu nu știu. Stai puțin, până a se întâmpla... N-avea. El când o fugi de acasă, eu lua telefonul moșu. Da, așa eu... Când... Voi sunteți o familie, o bunică, un moș, o mamă. Și nimeni nu-și bate capul de un copil din de 16 ani? Din partea lui n-au nicio interes să gândească pentru copii. Nu vor să-și dea interesul, să intereseze pentru copiii mei. Că acum Elena, dacă tați o șeie de închis... cum crezi tu? De ce copilul ăsta tău fugea de acasă? Pentru că, din câte am înțeles, nu a fost prima dată. Eu ne închipui că el are și probleme cu capul. Uite, te înțeleg. Și știu de ce ai ajuns la starea asta. Și înțeleg tot parcursul tău. Și înțeleg și de ce ai băut. Și ce ai încercat să alini. Și cum ai făcut. Te înțeleg perfect. Și îți mai spun încă una. Da... Copiii trebuie să fie în familie. Copilul trebuie să crească alături de mamă și alături de tată și să învețe rolul parental și acolo e bine și acolo se dezvoltă și el mai bine. Nu spun în discuții. Așa trebuie să fie. Întrebare. Copiii tăi s-au simțit bine alături de mamă și de tată? Cât de bine se dezvoltau ei și cât de bine se simțeau ei atunci când tu erai cu capul în duhovcă? Și rolul au învățat ei? Și s-au acutizat în afară de situație și e, da, tu nu trebuie să ajungi, nu trebuie să fii, gata, o fost. Și s-au ajuns până la situația că tu încă și-ai început abia. Tu îți dai seama, știi cum s-au depănat tot mai jos și mai rău și mai rău și video. Și învățau cum mâncau, cum să simțeau. Tu ai dreptul să ai copii. Dar copiii tău au dreptul să fie bine și să fie sănătoșești, să nu fugă de acasă, dar să vrei să întoarcă acasă. Uite, chestiile astea nu sunt. Și pe de o parte, copilul trebuie să fie cu tine, că ești mamă și îl iubești. Dar pe de altă parte, la moment, copilul ăsta a fugit primul, dar poate și nu mai știu cum sunt, și a doilea, și a treilea, atât că e rău. Și să nu te gândești chiar la situația cu ți s-a făcut rău. Și primarul, nu știu cum... Da, primarul trebuie să fie acolo unde s-a început și nu a vrut să ajungă până la starea asta gravă. Nu a fost, bine. Dar poate la moment, eu zic la moment, până se rezolvă, până îți dai seama ce faci, până te codezi, până îți codează bunica, până... Poate, într-adevăr, asta e o soluție. Nini frică pentru sănătatea mentală la copiii tăi. Tu înțelegi și învățat ei? Tu înțelegi ce-au văzut ei? Tu înțelegi cum sunt ei? Și poate la moment, uite, iată e momentul când au intervenit autoritățile locale și e momentul când poate să fie o terapie, un psiholog, un pedagog, un ceva care să încerce să mute, uite, la dânsul în psihicul ăsta, spre normă, spre bine, că ei trebuie să ajutați. Și tu acasă în baimăclie, taraclie, în... Lărguța. În lărguța. N-ai să le poți da, iată, acum. Dar mai târziu, când e posibil, da, e trebuie să fie cu tine. Dar când e posibil, când ești gata tu. Și eu sunt gata. Eu vreau. Primarul satului Lărguța spune că fiul Elenei de 16 ani a făcut mai multe probleme în sat și chiar a spart câteva locuințe. Edilul afirmă că a încercat de multe ori să discute cu mama băiatului, dar nimic nu s-a schimbat. Să auzim ce ne-a mai spus.
El vagabundează acolo, acolo este vreo câțiva băieți ești și apoi se apropie acolo un centru de pentru copii ăsta, de ceva acolo, cu ce, nu știu cum. Se apropie acolo, când, dar se apropie numai în cazul când e frig, când îți ploi, când de acum ei nu mai au și fura, nu mai au și mânca. Apoi se apropie acolo, acolo am înțeles că le oferă condiții, le dau condiții de, ca ei să se spele, îi îmbracă, îi hrănește și apoi și o doză, două, trei acolo, că țări, pe urmă îi dispar de acolo, îi pleacă iar în stradă, îți duc la viața lor care... Pentru că el nu numai odată a fost reținut, dacă mama nu vrea să nici nu-ți bate capul, că mama nu poate să-l ții, pentru că el nu știe că mama e mamă, că trebuie să ți să aici, trebuie să te supui, să o asculți, să o aici, știți? El nu știe de asta, pentru că el lucrează fără educație. Botnar Elen a fost în teritoriul, în satul Lărguța, precis nu pot să vă spun termeni, când da, vă spun că în termeni de 100 de zile cât s-au aflat pe teritoriul satul Lărguța, Alin mi-a făcut spargere de cum 5 furturi, 5 crime comise, în timp de 200 de zile. Nu l-am dat mână poliție, poliția l-au cercetat, mai departe și-a făcut dumneavoastră, eu nu sunt la curent pentru că eu nu am drept să mă controlez. Elena, zi-mi te rog, e ceva de data asta care... Nu, e într-adevăr. Nu era, e așa cum eram la spital și vecinii mi-au spus că... Nu, de fapt, Natasha de la asistența socială mi-a spus că Alina a intrat într-o casă și eu sun acasă la mama și îi spun, zic, dă-i telefonul Alin. I-a dat telefonul și îl întreb, dar el tot cu, era cu vecina asta care a fost cu căpile, zic, Alina, e drept. Nu, mami, că nu-i drept. Sun la altă vecină, fa Ileana, e drept că iată, poliție de față cu mine l-a luat și l-a cercetat. Alin, deși tu mă amăgești. Și eu pus mă râsc, zic, Alin, ești liniștește, mamă, liniștește, zic, nu mai umbla cu atâtea prostii de atâle. Zic, uite, chinica e să ajungi la 18 ani și ai să iei drumul tatu. Zic, tu pe drumul și ală de acum mergi. Zic, și vrei tu să îl ajungi pe tatu de urmă sau de acum poate și îl întreci? Zic, ești liniștești, chiar nu poți. Bun, mami, că te ascult, dar am o rugăminte la mătale. Spune că, mami, că îți faci și, și spui tu. Vreau să-mi cumpere o benzopilă, s-o am a mea. Zic, bun. Tu faci-mă așa, tu asculti mamica și mamica pe tine. Mamica când vine acasă, îți cumpăr benzopilă, luăm bădea vitalic și să-ți o aleagă el și ai să ai benzopila ta. Sara în borghe și a doua zi el o fugit. E minor care a crescut într-un mediu negativ și evident că nu are de unde cunoaște regulile, legislația, litera legii. Deci ceea ce a văzut în familie, ați menționat că tăticul, deci pe urmele tăticului, asta, din păcate, este și rezultatul. Trebuie să cunoașteți că chiar a spus că atunci când l-a servit cu vin, l-ați rugat să nu bea. Uneori nu este nevoie ca să îndrumăm copiii ce trebuie să facă, dar să fim noi exemplul lor. Vorbele uneori nu ajută, dar acțiunile. Și copiii repetă ceea ce văd la părinți, ce văd în familie. Și de aici, deci, vă străduiți ca în viitor să fiți exemplu acestor copii. Și nu o să vă fie, nu o să vină cazul să le spuneți că nu este corect așa, ei o să știe. Haideți să o ajutăm acum pe Elena cu niște recomandări sau sfaturi privind felul în care și-ar putea găsi fiul și să-l întoarcă acasă. Poliția? Ce poate fi făcut la acest moment? Uite, un copil de 16 ani, de 9 luni de zile, el nu este acasă. Deci taică s-a închis, mama lipsită și de ceilalți doi copii, dar îl așteaptă acasă. Poate fi întors cumva, dar în primul rând găsit. Să fie dat în căutare, dar urmează ce trebuie să, facă să depună o plângere la poliție. Da. Să... Din câte se pare, poliția cunoaște. Nu sunt sigură. Păi, din ceea ce ne-a povestit Elena... Nu l-ar cunoască, dar alta să primească o cerere. Deci, dar fără asta poliția nu trebuie să caute, da? Se intentează în baza unei cereri în care se descrie cu lux de amănunte când, în ce circunstanțe a dispărut minorul. Ea mai riscă... Deci acesta este primul pas. Da, dar și haideți să vedem, Elena, știți ce mi se pare mie? Că nici... Așa, scuză-mă, te rog.
Dar nici nu știu dacă vrei să-l întorci acasă. Îmi vreau tare. Eu pe vreau... băiatul mai mare, noi vorbim de el. Da. Eu întotdeauna, eu niciodată, cât de rău nu a făcut copchelul, niciodată n-am făcut diferență dintre copchel, că ăsta e mai bun, ăsta e mai rău. Bun, rău e copchelul meu, eu vreau să ne cresc tăți grămadă. Atunci sper că după emisiunea noastră a doua zi, când ești tu disponibilă, că acum fără copii probabil ești mai liberă, poți să te duci la poliție și să faci ceea ce îți recomandă expertul nostru jurist. Nu există o cerere, se presupune că cunoașteți locul aflării copilului. Așa. Deci să începi măcar de la o cerere către poliție și apoi poți deja cere ceva de la poliție după ce ai scris această cerere. Eu am încercat să spun la... Am sunat la 112 și am spus de lipsa la băiet. Și mi-a spus de la voi, de la cantimer, cunoaște cazul ăsta că băietul fugi de acasă. Zic, da, zic, știi poliție că el nu e acasă de atâta timp. Zic, păi dacă cunoaște cantimerul, zic că noi nu mai avem ce face. Dar tu mai ai, ca mamă, tu mai ai ce face. Mai ai ce face și uite ce ți-a recomandat expertul nostru. Și astfel vei demonstra dacă vrei să-ți vezi copilul acasă sau nu. Dar da, să stai acasă pur și simplu și să zici că, păi, nu știu, nu vine. Nu vine și nimeni nu mă ajută. Asta nu este, credem, o soluție și o poziție a unei mame. Ok. Uite, fiul tău mai mare a devenit practic un copil al străzii. Da. Eu așa mă gândesc. Ceilalți doi ți-au fost luați de autorități. Tu, fiind sinceră cu tine, cum crezi? Ai făcut tot ce ți-a stat în putere ca să-ți ții copiii acasă, lângă tine? Sau se mai putea ceva de făcut? Nu cred că am făcut tot. Undeva am greșit și eu. Dar acum, ce faci ca să-i întorci acasă, măcar pe cei mici? Tot și posibil să-i întorc înapoi. Ce-ai făcut până acum? Ce-am făcut? Pentru aista mare, v-am zis că am sunat la 112 și... Pentru cei mici? Hai că cu cel mai am înțeles. Pentru aiești mici și tot m-am dus, m-am codat, m-am adus în... Cum să zic? În lume care trebuie să știu. Nu cum înainte, că beiem și... Mă îmbătam și... Nu mai ești Ileana și care nu mai sunt eu, Ileana și ei de an trecut. Dar acasă cum e? Acum saltă Ileana. Eu nu mai servesc. Eu acum încerc să pășesc numai cu chișorul drept. Hai să vedem unde se vor putea întoarce copiii tăi. Cu ce îi aștepți și unde? Atenție. Casa asta de Paște an trecut, datorii 1000 de euro ne-au cerut stăpânii. Pe urmă, eu n-am dat cât n-am dat și după ce am născut, banii de pe băiat, de pe Pelin, și i-am dat la stăpână acasă, 8000 de lei, i-am dat în mână la stăpână. Și acum mai am de dat încă 5000 jumate și mai chit. Două odăi, asta și asta. Aici dormim eu cu Serioja cu Dumitraș, acolo dorne pe divan, să facem divanul și dorne Serioja cu bunica, că Alina era fugit de acasă. Aici sunt niște jucărele, că nici n-am dovedit să le cumpăr mai multe, că n-am avut timp. Răbdenii i-au luat. Da, nici n-am avut timp să-i văd măcar. N-am dovedit să-l văd pe al mitel. Cred că dacă să mă vadă acum, nici nu mă cunoaște. Aici pantalona de noapte de-a lui Serioja, mi-a dat de la spital la Chișinău. Dacă să-l iau în braț, nu cred să mă mai cunoască Dumitraș acum. Eu așa tare vreau să vii acasă. Eu copiii n-a să ne țin numai cu hainele este. Chiar dacă n-a să-i vii, dar eu am și mai mărișoare pentru Dumitraș. Este nu știu de hainele.
eu as mă stărui din tăți puterile, da, să mă îmbrac pe mine și să le cumpăr lor, așa să-i încalț și să-i aduc și în rând cu lume. Aici, iarna aici gătesc, dar așa când s-a acasă la asta electrică, am și de gaz, dar e în divan când n-am gaz și am strâns-o și să te iei. Macaroane, pieței, făin de popșoi, grecică, mancă, iar spaghete, orez, iar fasole, dar fasole mai am și într-un sac aici, aici e tot orez. Am și să lucrez și să nu mai eu. Domnule Busuiu, că ați fost primar. Da. De obicei primarii la fel iau decizii să și întoarcă copiii acasă. Mă refer la condițiile pe care le-ați văzut și pe care le-a pregătit Elena pentru copiilor. Ce ați putea să spuneți? Ar putea copiii să se întoarcă acolo? Ce decizie ați luat dumneavoastră dacă aceasta ar fi condiția? Eu nu mi-aș asuma personal decizia și am să vă spun de ce. Ce eu mă refer aici la acasă. Eu am înțeles, da. De atâta că condițiile nu sunt cele mai bune. Părerea mea subiectivă și eu Haideți să fim sinceri, eu am văzut case mult mai proaste în care cresc copiii foarte mici. La Elena e bine. Eu decizi că n-aș lua decizia de un singur. Ce nu v-a plăcut acolo? Câți copii aveți? 3. 9 ori 3 câte? În situația dată, jumătate din Moldova trebuie să fie de căsus din drepturile părintești. Eu vreau ca copiii mei să știe lângă mine și când ori crește mari să mândrească. Până la decizia judecății, dumneavoastră nu o să vedeți copii. Elena Botnar din Lărguța spune că noapte de noapte visează același coșmar pe care l-a trăit pe viu. Când femeia era în a 8-a lună de sarcină, soțul ei, Sergiu, i-a dat foc. A zis că eu am umblat cu nepot de-a lui. Zic, băi, nu-i drept. Și atunci au luat răzbavitele și nu l-au turnat în cap. Au luat chingile și ele care țineau ușa. Și cum mă băte, m-a apucat de păr și cu capul de prag. Și el a pus duhovca în rozetă și m-a băgat pe mine cu capul în duhovcă. La scena asta au fost martori copiii tăi? Da. Femeia a rămas desfigurată, cu fața plină de arsuri. Însă altceva o chinuie mai mult. Elena povestește că la 2 luni după ce soțul a incendiat-o, autoritățile i-au smuls din brațe pe 2 dintre copiii ei. Nu știu nici de 7 luni. Nu știu nici. Autoritățile ți-au luat copiii, de fapt, din cauza soțului. El când se îmbăta, sări la bătaie și la mine și la băiet. Și plus la asta, când m-a luat mine la spital, atunci m-a găsit servită. Tu ai încercat să te plângi la poliție? Chemam poliție și ori îl luau la cantimer și îl țineau 2 ceasuri de vreme și îi dădeau drumul acasă și îi spuneau că duci în pac cu femeie ta și nu umblați cu paile în cap. Ori îi puneau o amendă și tot eu o plătem că el, dacă știe sub domașa, e arest. Femeia arde, bătută, violată psihic și fizic și cum vrei atâți ani de zile și încă contestează Sergiu hotărârea judecății. 5 ani nu-i mult. Și el iese încă și mai decât a intrat. Da, eu recunosc eu când eu luat copiii serventari, dar eu acum m-am corectat, m-am dus, m-am codat. Elena, eu totuși, vreau să te întreb acum de copilul tău mai mare. De fiul tău de 16 ani. Din câte știm noi, nici el nu este cu tine, deși el nu a fost luat de autorități. Nu. Unde se află el? El a fugit de acasă. Ei, prin Chișinău a fost sunată de poliție de la Chișinău că să vin să-l iau. Cum crezi tu? De ce copilul ăsta tău fugea de acasă? Eu ne închipui că el are și probleme cu capul. Bun, rău, e copilul meu, eu vreau să ne cresc pe tăți grămadă. M-am dus, m-am codat, m-am adus în lume care trebuie. Condițiile pe care le-ați văzut și pe care le-a pregătit Elena pentru copiilor, ce ați putea să spuneți? Ar putea copiii să se întoarcă acolo? Eu nu mi-aș asuma decizia, de atâta că condițiile
nu sunt cele mai bune. Hai să luăm din alt punct de vedere. Până și la închisoare, omul are 9 metri pătrați, ca să știți, sunt anumite normative. Închisoare vorbim. Așa. Câți copii aveți? 3. 9 ori 3, câte-i? 27. 27 de metri pătrați, măcar aveți? Nu mai vorbim de o baie sau o bucătărie cât de cât. Bine, dar iar ar merge, hai să zicem așa, eu ce aș spune, că aș face, aș partaja, mi-aș lua în urma deciziei Consiliului și la doi specialiști care i-am în sat tot timpul. Este vorba de... Haideți să presupunem, da, că Cornelia Bodorin și da, că unul e asistent social și unul Haideți este... să le auzim. Da. Voi ce credeți, Cornelia? Nu știu. Dacă eu de unul singur nu mi-aș asuma. Copiii trebuie să fie în familie. Copiii trebuie să fie asta alături, da, de mamă. Asta și condițiile, da, haideți să recunoaștem, mai repet. Asta e pilon. Am văzut, da, multe case. Dacă este în aceste... posibilitate copilul să fie lângă mamă, fără ca să fie traumat, să mă refer la situația când Sergiu era altă poveste. Dar dacă e posibil să fie climat, sănătos și condiții cât de cât și ajutor din partea autorităților locale, și, da, atunci, altceva, totuși, da, mai bine copilul să fie cu mamă. Eu văd cum plânge, eu văd cum se strădui. Dar deja e bine. Am văzut hăinuțe curate. Da. Am văzut o sobă funcțională din câte, da, se pare. Bine, da. Dar chiar când s-o cumpărat o banii singurică. Sopa nouă, uitați-vă. O plită electrică sau ce e acolo. Da, necesar. Cred că e electrică. O canapea pe care să doarmă cineva. Casa nu se risipește, nu le cade tavanul, sunt ferestre, deci va fi călduț iarna cât de cât. Dar e cald, eu dacă pun un leghean jumătate de lemne, nu pot sta în casă, eu numai câte leghean de lemne trebuie să pun. Chiar pozitiv aș analiza această... Repet, comparativ, da, cu multe alte case pe care le-am văzut la țară unde cresc copiii mici, mie mi se pare casa Elenei foarte ok. Dar tu ai recunoscut că ai avut probleme cu alcool. Da, dar m-am corectat. De cât timp nu bei? De pe 4 martie. Ne-am făcut prima injecție. Deci ai mai mult de jumătate de an. Și te ajută? Da. Dacă te-aș ruga să evaluezi starea ta, sau mai degrabă, dacă te-aș întreba, ai puterea să te ții? Da. Simți că ai această putere să te ții, să nu mai bei? Da, după eu nici nu pot să mai beau acum, acum nu ne se permite nici tableci valerian să beau. Deci tu ești sub efectul unor... injecții. Da, preparate. Da, mai am încă două de făcut. Hai să presupunem că da, mai ai două și se termină, că nu poți toată viața asta pe acestea. Da, pe 5 ani le-am făcut. Așa. 5 ani cel puțin. Da, am vrut mai de mult timp, dar medicul ne-a spus că el nu poate să știe și a să-mi și ai mers conștientă, da, din propria dorință. Tu conștientizezi, da, că faci, da, asta pentru copiii tăi, că, da, vrei să ieși din această situație, să, da, scapi de acest viciu. Da, eu, da, de atât aș am făcut pasul ăsta pentru că eu vreau ca copiii mei să și ei lângă mine și când ori crește mari să mândrească, da. Este foarte salutabil. Eu știu câtă putere trebuie să aibă omul ca să renunțe la acest viciu, nu din propria experiență, slava Domnului, dar am mai avut eroi care, da, au făcut același lucru ca și tine, dar nu păreau atât de conștienți și atât de motivați. Tu se vede că ești. Eu nu vreau nicăi la viață acum, eu vreau un singur lucru, să mă copilașii adunați acasă puteți. Ecaterina Bagrin, mătușa Elenei, recunoaște că nepoata sa a putut greși, dar afirmă că aceasta nu a meritat să fie lipsită de copii. Ea cere dreptate pentru Elena și condamnă acțiunile autorităților. Să-i auzim părerea. Ca să vii tu să iei copilul de la sân când e alăptat, să-l duci tu unde știi tu și unde vrei tu. Eu a fost bătută, schinjuită, pârlită, dat foc. Ați văzut cum? E nu era așa. Plus la asta, doi copii, trei, optu să-i crească și pe asta să-l iei de la piept când cu lapte, chiar cât de greu n-a fi situația ca să iei copilul, uite așa, și pleci tu cumva și să-ți întorci femeie de la ușă și într-o stare de asta, poate să ajungă la... Nu mai spun la și ei, vă dați seama. O fost, după ce i-o dat foc,
E ca sunt o depresie de nu mă cunoște nici pe mine, nici pe maica, nici vecini. Se poate de înțeles. E după șovintă în firii. După toate stresurile astea, se duce la poarta lor, la ușa lor. O cherut copiii fără nici o fel de urmă. Au dreptul ăsta? Noi l-am întrebat pe șeful Direcției de Asistență Socială de la Cantemir despre șansele Elenei de a-și întoarce copiii acasă lângă ea. Iată ce am aflat. La momentul de față este înaintat dosar în instanța de judecată privitor la decăderea din drept părintești. Dacă mama va fi decăzută din drepturile părintești, atunci copiii având statut, da, deja vor fi plasați sub o altă formă, adică se schimbă forma de plasament. Nu va fi temporară, te plasăm până vor, dacă este vorba asta, copiii paralel vor fi înscriși în lista de înfiere. Este un proces în instanța de judecată, un proces echitabil, unde doamna poate să vie să-și apere drepturile. Ca să ne înțelegeți corect, după ce copiii au fost luați din familie, fiindcă se aflau într-o situație de risc, s-au înaintat conform hotărârii comisiei niște condiții care doamna trebuie să le întreprindă ca noi să putem să întoarcem copiii înapoi în familie. În primul rând merg condițiile materiale în casă, adică trebuie să aibă copiii camera lor, trebuie să fie camera curățată, aranjată, pat, masă și toate cele necesare care sunt. Evident, mama trebuie să aibă un loc stabil de muncă, un venit concret. Dacă nu are un venit concret, noi ne implicăm și oferim și alte ajutoare sociale care sunt atât ajutorul social cât sunt ajutor material, merge vorba de sprijinul familiar, sunt multe servicii care putem să le acordăm. Eu, am să spun așa, este foarte lăudabil că mama, în dorința de a-și întoarce copiii acasă, a mers pe ideea și s-a refuzat de consumarea băuturilor alcoolice. E foarte bravo. În chestia dată, vă spun, este un pas foarte enorm. Noi am salutat foarte mult aceasta, însă aceasta nu este nici jumătate. Adică ea prin asta a dovedit că poate, că vrea, dar e mai are de lucrat foarte mult la condițiile de trai. Lipsa unui loc de muncă nu este temei de decădere din drepturile părintești. Eu, deci, la fel, am fost șocată. Acolo s-a ajuns. În situația dată, jumătate de Moldovă trebuie să fie decăzut din drepturile părintești, deoarece nu sunt angajați încă pe muncii. Deci, una cu drepturile copiilor și angajarea încă pe muncii nu are legătură cauzală una cu alta. Doi, ce ține de condițiile de trai, autoritatea tutelară are dreptate, însă mai există și situația când o mamă cu trei copii beneficiază de ajutor din partea statului, de indemnizații lunare, ceea ce ar ajuta-o împreună cu autoritatea, deci nu de una singură, în situația când a fost și internată în spital, prin tot ce a trecut, deci ea nu poate fi, statul nu poate aștepta ca această femeie să întreprindă toate necesarul pentru condiții. Deci eu sunt bucuroasă că am văzut o curățenie, am văzut două camere, am văzut strictul necesar, o sacoșă cu mâncare și aici, împreună cu statul, de creat în continuare condițiile în etapa evaluării creșterii copiilor. Deci, ceea ce s-a invocat că așteaptă statul un șir de condiții este exagerat. Deci, eu consider că cea mai mare problemă este ca mama să se corecteze, mama să se pună pe drumul cel bun, că încă nu ați fost decăzută din drepturile părintești. Iată aici trebuie să vă apucați de acest fir, că nu ați fost decăzută și încă până la adoptarea hotărârii instanței de judecată mai aveți timp ca să reușiți să vă soluționați problemele dumneavoastră, ca să puteți educa, întreține acești copii și crește în armonie. Eu de ce am zis că am fost șocată? Pentru că în acest platou, timp de aproape 5 ani cât ținem această emisiune, am auzit multe povești.
am văzut multe cazuri când părinții erau la un pas de a fi decăzuți din drepturi sau chiar erau decăzuți din drepturi. Cum vi se pare? În cazul Elenei, sunt suficiente motive să se ajungă până la decăderea din drepturi părintești? În cazul tatălui, da, acolo... În cazul tatălui da, este chiar și... Dar Elena a făcut ceva într-atât de grav încât să fie chiar decăzută din drepturi? Deci, în cazul Eleni, unul din motiv care codul familiei prevede decădere din drepturile părintești era dependența de alcool. Dependența de alcool, neîndeplinirea drepturilor de întreținere a copilului. Și aceste două momente, dacă noi le înlăturăm, nu cred că au existat din partea mamei acțiuni care ar pune în pericol copilul. Nu l-a zbătut, nu l-a slovit. Că asta tot nu l-a uitat afară la minus 10 da, temperatură. Da, asta tot este un motiv. Deci dacă nu există aceste momente și dumneavoastră începeți să vă corectați, aveți șansa să vă întoarceți copilul așa ca. Ce termen trebuie să impună, să zic, autoritatea ca să vadă că, uite, femeia deja... poate să-și ia copiii înapoi sau... Și de lucru lucrez. Și te-ai angajat? Nu sunt angajată, lucrez deci... la o bătrână, am grijă de dânsa. Că așa, de la cel puțin poți demonstra că ai un venit. Da? Da, 3,5 am pe lună. Deci în situația Elenei nu este un termen. Nu există un termen? Este o condiție. Deci când se înaintează în acțiune de judecat, sunt anumite motive. De ce? Mama urmează a fi decăzută din drepturile părintești. Și codul familiei spune, când s-au înlăturat motivele de decădere... Pe cât timp nu trebuie să consume ea alcool ca să se înțeleagă că s-au înlăturat? Sau nu există? Primul pas deja, că ea a început să se trateze, este un motiv de înlăturare a motivului bază de alcoolomie. Deci ea nu mai servește, ea se tratează. Mai este o altă întrebare și la fel vrem să o ajutăm pe Elena cu răspunsurile voastre, pentru că, cu concluziile voastre, cu replicile voastre. Să nu uităm că acești copii sunt foarte mici, dar foarte mici. 6 ani și celălalt 9 luni. Deci Elena la un moment dat a zis că el nu o să mă recunoască. Și haideți să fim de acord cu ea. Și acela de 6 ani poate să, la un moment dat, să nu o recunoască. Nu exagerează autoritățile cu acest termen? Dacă autoritatea consideră că la moment ea este un pericol pentru copii, ei sunt în drept să interzică. Dar în cazul când pericolul este exclus, mama este adecvată. La momentul actual, cum evaluezi? La momentul actual este. Este în drept să meargă la autoritate, să scrie o cerere, să își viziteze copiii. Și chiar dacă, Doamne ferește, vă decade din drepturile părintești, dar ca persoană nu sunteți periculoasă, chiar și decăzută din drepturile părintești, aveți dreptul de a comunica cu copiii. De 3 ori am scris cerere să vă scopii. Ce răspuns ai primit, Elena? Dar răspunsul prima dată nu ne-a venit niciun răspuns, a doilea oară ne-a venit că amândoi băieți sunt bolnași și sunt în spital la Baimaclie și a treilea oară ne-a dat un document și documente să duc eu pentru că să îndeie copiii acasă. Dacă să duc documentele astea în judecată și hotărăște judecata că eu merit să-mi iei copiii acasă, apoi e bine, dacă nu... Deci răspunsul a fost, așteptăm decizia instanței? Da. Este vorba de... Acum, Elena, să știți că până la decizia judecății, dumneavoastră nu o să vedeți copii. Așa este legislația. Așa este procedura. Da, și colegul de la Cantemir, el are dreptate, el a spus foarte corect, Sergiu. Deci aici, într-adevăr, ea nu are drept acum să vadă copilul. Copiii sau copilul. După ce va fi ședința de judecată, după ce elementele cele constitutive care au fost pentru dosarul dumneavoastră, ele decad, pac, una câte una, dumneavoastră, dar de fapt cel mai grav, să știți că problema este în dumneavoastră acum, în mâinile dumneavoastră. Deci este vorba de alcool.
În momentul când decade, decade Elena spune că din 4 martie nu mai șansă. Bea. Nu mai bea. Haideți să vedem la acest moment. La acest moment, acum, da, doamnă. La acest moment, ce poate face Elena? Sau ce i-ați recomanda să facă? În primul rând, să nu se ajungă în general la, nici măcar la... La o ședință, măcar. Da. La o ședință. La judecată? Da. Judecată va fi. Pentru că a fost anunțată și procuratura. Imediat când primarul ridică copiii, el anunță deodată să duce în instanța de judecată procurorul și șeful direcției... Ok, ce recomandări dați Elenei ca să nu se ajungă la decăderea din dreptul părintești? La domnul părintești. Sergiu, mm-hmm. așa cum sunteți astăzi și îi spuneți. Dar așa am fost. Da. Și eu cred că domnul Sergiu o să vă dea mult mai multe informații, dar să știți că până la ședința de judecată, din păcate, dumneavoastră nu veți putea când vedea copiii. Când mi-a dat documentul și ala, asta că este și documente, să nu, duc eu, domnul Sergiu ne-a dat. Domnul Sergiu a cerut un set de documente pentru a-i putea acorda vizita cu copiii. Și este corect, deoarece mama n-a fost decăzută din dreptul părintești și această comisie, cum au evaluat riscul, așa pot evalua și constata lipsa riscului de a avea, deoarece nimeni nu poate îngrădi comunicarea dintre părinți și ce copil. Ce trebuie să facă la propriu, Elena? Să cerere de scris în primărie, o scris și aștepta, spuneți, vreau să-mi dați răspuns. Când vreau... La asistentul social. Da, când în primul rând contactați mă întâlnesc cu copiii, dar dacă mi refuzați, îmi scriți motivul, ca eu să caut să înlătur și acest motiv. Poate există ceva acolo motiv care vă reține, dar aveți dreptul. Așa, copiii au dreptul de a comunica cu părintele dacă nu există acest risc. Deci, din ceea ce am înțeles eu, într-adevăr era un risc pentru copii și climatul era unul nefavorabil și atunci autoritățile locale au făcut ceea ce trebuiau să facă. Erau două puncte grave. Prezența fostului, actualului, fostului soț și situația că dumneavoastră ați început a consuma alcool. Acum, la moment, ambii piloni negativi care au condus la situația cu copiii, e înlăturat. Uite, nu-i. Deci eu consider că dumneavoastră, practic, sunteți pregătită și sunteți aptă să primiți copiii înapoi și să le continuați o educație decentă. Dar, atenție, să nu pierdeți din vizorul dumneavoastră capacitatea lui Sergiu care va veni atunci când el iese din închisoare. Eu deci nu, nici nu pentru trăiesc, clipă. De astăzi trebuie de gândit ce să faceți și cum să faceți, deoarece eu ca psiholog de rog experiență. Eu mă gândesc numai pentru copiii mei. Deci atunci va trebui să fiți monitorizați de către poliție. Nu știu. Asta e un punct foarte important. Că altfel se duce dracul tot trebuie și ați făcut până acum. Doi, să fiți monitorizat vis-a-vis de consumul de alcool și dumneavoastră și cineva, deoarece puteți reveni, puteți avea tentative, deci știți că dumneavoastră pe 5 ani ați făcut și după 5 ani. Încă o dată, da, sau deja o să refuzat. Asta e al doilea punct care trebuie să fie monitorizat. Și trei, eu nu uit de băiatul dumneavoastră, de cel mai mare, care deja a început să facă ceea ce nu trebuie să facă, dar face ceea ce a văzut la taicu-sul. Adică aici deja e o scăpare foarte, foarte mare. Deci al treilea punct este să vă gândiți, să ne gândim ce putem face pentru ca el să fie stabilizat emoțional și să fie stabilit alături de dumneavoastră pentru a vă ajuta, pentru a vă fi un suport și pentru a nu-și pierde viața. Viața socială decentă, la asta mă refer. Mulțumim, Cornelia. Elena, noi, din partea redacției noastre, ne oferim să-ți dăm toată susținerea noastră. Dacă trebuie să mergi la domnul Sergiu și dacă vrei să fim prezenți, să mergem împreună cu tine, ne angajăm să o facem. Unele uși se deschid mai ușor atunci când este prezentă o cameră de luat vederi. Asta e promisiunea noastră. Deja restul ține de tine, de motivația ta și de dorința ta de a-ți vedea copiii acasă. Da. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să-i aveți pe cei dragi mereu alături.